132 de unități de învățământ din județul Telorman funcționează în acest moment în scenariul roșu, iar peste 6.000 de elevi din județ au nevoie de dispozitive electronice pentru a putea participa la școala online. Toți aceștia vor beneficia de tabletele puse la dispoziție de Ministerul Educației. Este nevoie de tablete, este nevoie ca fiecare unitate de învățământ să facă un necesar în așa fel încât nimeni să nu aibă de suferit. Toți copiii au dreptul la educație, toți copiii trebuie să primească aceste tablete. Directorii unităților de învățământ sunt cei care vor distribui dispozitivele în baza listelor cu beneficiari care au fost întocmite la nivelul fiecarei școli. Sunt extrem de necesare pentru că dumneavoastră deja vedeți că unele localități, mai ales în mediul rural, crește gradul de incidență și unii copii nu au acces la învățământul online. Ministrul Educației Monica Anisie a anunțat că pe lângă tabletele distribuite prin programul Școala de Acasă, în perioada următoare se vor realiza și alte achiziții pentru sistemul de învățământ pe fonduri europene.